suntem, începem din punct de vedere al pentru că ați dat curs invitației noastre și pentru faptul că manifestați interes pentru acțiunea noastră de astăzi. Și vă rog să-mi permiteți să fac o scurtă declarație de presă. Astăzi am semnat un document important care ne va permite să acționăm și mai eficient decât o facem, decât o făceam până acum, pentru a-i sprijini pe românii din diaspora în efortul lor de a-și păstra identitatea. Lumea de astăzi este și va fi din ce în ce mai mult o lume a diasporii. Iar acest fapt trebuie privit, înainte de toate, ca o consecință a deschiderii, a eliminării barierelor, a recunoașterii dreptului de a circula. Românii se înscriu și ei în această lume. Există o diasporă românească. Acești oameni nu încetează nici să fie români, nici să se simtă români. Pentru ei trebuie să găsim instrumente care să ne permită să îi susținem în păstrarea identității prin limbă, prin cunoaștere a valorilor naționale. Acest protocol pe care l-am încheiat astăzi cu Ministerul Educației ne permite să desfășurăm acțiuni comune, un lucru care din experiența noastră de până acum știm că aduce rezultate îmbogățite. Este un pas suplimentar în direcția dezvoltării și altor instrumente de colaborare utile și importante între cele două instituții, în sensul promovării educației în limba română, în rândul tinerii generații din comunitățile românești. Există una acasă al sufletului nostru, care este limba română. A trăi românește înseamnă a da vieții și lucrurilor sensurile pe care le au în limba română. Însă trebuie să avem în minte mereu că limba, cultura și toate celelalte lucruri care dau conținut identității se învață. Avem un număr în creștere de copii care și-au însoțit părinții în străinătate sau chiar s-au născut acolo. Trebuie să avem grijă de acești copii care trăiesc în mijlocul altor limbi și altor culturi să nu plece niciodată din acest acasă al sufletului nostru, care este limba română, care este identitatea românească. Trebuie să continuăm eforturile familiei și ale comunității printr-un demers pedagogic specific școlii românești. Prin aceste materiale gândite de profesorii români, îi includem în școala românească pe copiii care trăiesc în afara României. Acești copii ai românilor din diasporă sunt o parte a viitorului României, într-o Europa fără frontiere, într-o lume globalizată și deschisă. Vă mulțumesc! În completarea celor dezvoltate pe Ministru Tânăr, aș vrea să precizez faptul conservarea identității culturale și lingvistice a devenit o prioritate esențială pentru România. Acest lucru se înscrie, așa cum spuneam, în contextul mai larg al internaționalizării activităților din întreg sistemul de educație. Un exemplu de bună practică îl constituie, fără doar și poate, activitatea Institutului Limbii Române. Cele 44 de lectorate existente în Europa, Asia și America de Nord contribuie esențial la promovarea limbii și culturii române.
Faptul că românii din diaspora reprezintă un proces semnificativ în populația țării noastre a determinat la nivel decizional inițiative care se sprijină pe acestea în toate demersurile proprii de a-și afirma cu demnitate originea în spațiul țării de adopție, toleranța, respectul față de valorile celuilalt, față de cultura și limba fiecărui individ din spațiul comunitar, sunt priorități care au stat la baza inițiativelor noastre de natură culturală, care au vizat sprijinirea integrării românilor din diaspora în alte spații culturale. Pentru a implica mediul școlar din România în sprijinirea conaționalilor din diaspora, ne propunem ca materialele care vor fi donate să fie colectate de către elevii din țară, alături de alte materiale culturale necesare asigurării educației în spiritul cunoașterii valorilor naționale și pentru afirmarea spiritului identitar românesc. Experiențe pozitive în acest sens, așa cum spuneam, există, deoarece multe unități școlare din România au încheiat deja parteneriate cu școli din țări membre ale Uniunii Europene, în care studiază și ele români. Am constatat astfel că relațiile directe dintre elevii din țară și colegilor care studiază în alte țări se consolidează prin oferirea de materiale de către unitățile de învățământ, prin contribuția proprie, benevolă, a elevilor, profesorilor, părinților sau diversilor agenți economici care doresc să contribuie la acest lucru. Suntem convinși că derularea acestui protocol va consolida legăturile românilor din diaspora cu cei din țară și va contribui substanțial la consolidarea sentimentului identității lingvistice și naționale a românilor din diaspora. Protocolul pe care Ministerul Educației l-a încheiat astăzi cu Departamentul pentru Politici pentru relația cu românii de pretutindeni se înscrie în suita acțiunilor concrete inițiate din perspectiva educației pentru susținerea culturală a românilor de peste hotare. În acest sens, Ministerul Educației își propune să desfășoare în comun activități de educație destinate copiilor românilor de pretutindeni, prin acțiuni menite păstrării identității naționale, lingvistice și culturale în țara de adopție. Pentru realizarea acestui deziderat, este esențială transmiterea de materiale educaționale specifice care să asigure conectarea permanentă la matricea culturală românească. Scopul acțiunilor noastre este facilitarea procesului de formare a competențelor cheie și de prezint, comunicare în limba maternă, competențe sociale și civice, conștiință și expresie culturală. Toate acestea trebuie să fie făcute într-un mod deschis și flexibil, compatibil cu educația de tip european.